Bine v-am găsit! Eu sunt Cătălina, iar el este Tudor, care tocmai împlinește 10 zile. Față de ziua în care am ieșit din spital cu o săptămână, este mai greu cu 400 de grame și a câștigat 3 cm, are 55 de centimetri. Astăzi o să gătim împreună cu mami o rețetă de cartofi gratinați la cuptor. Pentru aceasta avem nevoie de 500 de grame de cartofi, 3 linguri de smântână, 2-300 de grame de șunculiță, puteți folosi chiar bacon, 2-300 de grame de ciuperci și 50-60 de grame de parmezan. Pe lângă asta o să mai avem nevoie de 2 fire de ceapă și câteva frunze de pătrunjel verde. Dacă sunteți prima oară pe canal, vă invit să vizionați și alte rețete, iar dacă vă plac, nu uitați să vă abonați. O să tăiem cartofii în felii, astfel încât să avem o suprafață cât mai mare, deoarece asta va fi baza preparatului nostru. Cam în trei felii. Am obținut 28 de felii. Vă spun asta pentru că fiecare felie va fi un preparat independent. Să-i punem la fier pentru 20 de minute. Fierb cartofii, ne ocupăm de celelalte ingrediente. Vom tăia șunculița în 28 de felii. Am mai scos o bucată de șunculiță, că din prima am obținut doar 15 felii, mai aveam nevoie de 13. Asta a fost toată bucata de șunculiță, am luat-o de la piață, ea a costat 13 lei. Am folosit această șunculiță pentru că e mult mai ieftină decât bacon și este plus sau minus același lucru. Puteți folosi ori șunculiță țărănească, ori bacon. Între timp, Tudor a adormit, mami are mai mult timp să gătească. Am terminat de filiat șunculița, vom tăia și ciupercile tot în 28 de feliuțe. Să vedem. Am terminat de tăiat și ciupercile transversal. Cred că o să arate foarte bine așa. Vă recomand să le tăiați așa. Acum vom tăia pătrunjelul și cele două fire de ceapă pe care le vom amesteca în smântână. Am pus pătrunjelul și ceapa peste smântână, acum tot ce mai trebuie să facem este să adăugăm sare și ceva condimente peste ele.
piper, ierburi aromatice italiene. Puteți să puneți ce aveți prin casă sau ce vă place. Și puțin curry. Ce mai avem de făcut este să dăm pe răzătoare niște parmezan. Scos aici o bucată, vreo 60 de grame. Cartofii au fiert în jur de 20 de minute. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ei nu sunt fierți complet, pentru că ei vom mai lăsa ulterior la cuptor încă 20 de minute. Am pregătit o tavă mare, tava cuptorului, în care vom asambla ingredientele noastre. Mai întâi vom așeza în tavă cartofii ca niște soldeței. Aranjăm și șunculița. Mai departe punem câte o linguriță de smântână cu ceapă și cu pătrunjel. Adăugăm și ciupercile. Peste toate acestea, presărăm puțin parmezan. Preparatul este gata pentru a putea fi băgat la cuptor pentru 20 de minute. În 20 de minute o să vedem ce a ieșit. Am pus cuptorul pe o treaptă minimă. Cred că este la 180 de grade. Încă nu am un cuptor cu temperatură. Și o să vedem ce a ieșit în curând. Cele 20 de minute au trecut. Să vedem ce a ieșit. Ce bine arată! Parmezanul s-a topit. În felul acesta s-au echilibrat toate gusturile. Inclusiv șunculița s-a topit peste cartof. Este o rețetă simplă, rapidă, economică, care va impresiona toți musafirii pentru lăsata secolului. Este echilibrată, atât cu proteine, cât și cu carbohidrați. Abia aștept să văd cum a ieșit.
Arată ca un sandwich. Este foarte bun. Mi-a reușit. Trebuie să încercați. Șungulița și cu ciupercile sunt foarte suculente așa. Foarte bun. Aceasta a fost rețeta de azi. Vă invităm să o încercați. De asemenea, să încercați și alte rețete de pe canalul nostru de YouTube. Iar dacă vă plac, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere și să rămâneți sănătoși!